Cum v-am anunțat mai înainte, mesajul pe care îl voi predica astăzi este o prelungire la mesajul de data trecută. Dar m-am bucurat să văd că mesajul de data trecută i-a încurajat pe mulți din biserică, s-au apropiat de mine și mi-au spus lucruri care vor să le facă, le-a pus Dumnezeu să le facă, poate mai ezitau cumva, dar după ce au auzit mesajul acela s-au hotărât să meargă înainte și să facă anumite lucrări mari pentru Dumnezeu. Și acum mă rog, mesajul de azi și mai mult să-i provoace pe cei care au luat hotărârile astea, dar să-i provoace pe cei care încă nu au luat hotărâri de a face lucrări, nu se văd încă în stare de a face lucrări mari pentru Dumnezeu. Tare mult mă rog și m-am rugat ca mesajul de astăzi să le arate că pot face, fiecare poate face lucrări mari pentru Dumnezeu și să meargă înainte să le facă. Și am luat exemplul lui David. Dar și întrebarea care ne-o punem noi azi și puteți deschide 1 Samuel capitolul 17. La copiii mei tare le plăcea să le citesc capitolul ăsta din nou și din nou și din nou. Ei nu se săturau niciodată să-l asculte citind de capitol și mie îmi plăcea să-l citesc, să-l facem teatru cu capitolul ăsta. Iată, acum o să mergem prin capitolul ăsta să vedem ce învățăm noi de la David despre aceea, cum să faci lucruri mari, lucrări mărețe, să faci pentru Dumnezeu. El a făcut o lucrare măreață în capitolul ăsta, pentru Dumnezeu a făcut. Lucrarea a fost sângeroasă, foarte sângeroasă. Lucrarea s-a terminat cu aceea că el tot îmbla cu un cap în mână și nu dădea drum la capul acela. Vă vedeți mai târziu. Pe noi nu ne cheamă Dumnezeu la lucrări sângeroase. Noi putem face lucrări mari, mărețe pentru Dumnezeu, dar din tot asta o să învățăm ceva, niște principii importante. Primul lucru. Nu dispera când vine criza. Dacă vrei să faci lucrări mari pentru Dumnezeu, atunci nu dispera când vine criza. De obicei, oamenii când este o criză, ei cred că atunci nu se poate face nimic, dar tocmai în criză pot fi făcute lucrări mărețe pentru Dumnezeu. Iată, David aici tocmai apare în mijlocul unei crize și nu o criză a lui personală, nu o criză a familiei lor, dar este o criză în țară, la nivel de țară. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa în primele versete. Filistenii erau vrăjmașii lor și erau un popor puternic, foarte bine înarmat. Zice, filistenii și-au strâns oștile ca să facă război și s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda. Au tăbărât între Soco și Azeca. Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei, Saul fiind împăratul lui Israel. Au tăbărât în Valea Terebinților și s-au așezat în linii de bătaie împotriva filistenilor, că așa se duceau războaiele atunci, în linii de bătaie, unul în fața altuia. Filistenii se așezaseră pe un munte de o parte și Israel pe un munte de cealaltă parte, doar valea îi despărțea. Gata, vedem, am intrat, asta e contextul. Este un context de război. Un context când țara este atacată și este atacată de cineva care sunt mult mai puternici. Ce faci? Cum mergi? S-ar putea întâmpla, tu acum tocmai ești în mijlocul unei crize. Dar poate nu tu personal, toți suntem într-o criză. Vremea asta care este acum, cu toate că nu-i chiar atât de plâns vremea asta. Că eu zic că e bine, avem pace, avem liniște. Sunt crize mult mai mari. Gândiți-vă cât e de mare criza în Afganistan, cât este de mare criza în Myanmar acum, cât este de mare criza în Guineea. Fratele nostru Slava Crălov a fost acolo în Guineea. Unde acum a venit o dictatură, un dictator. Iată așa, peste noapte, îți dai seama, te-ai trezit dimineața și gata, a picat democrația, tu te-ai trezit cu o dictatură. Cum a fost în Myanmar la începutul anului? Mulțumim Domnului că avem pace și avem democrație. Bună, rea cum este, dar aici la noi e democrație. Mie uneori îmi pare că e mai multă decât în America, decât în vest. Mie mi se pare că e mai multă democrație avem aici. Noi să-i mulțumim Domnului pentru ceea ce avem. Deci crizele însă pot fi diferite. Iată, am aici și un exemplu. Când a venit pandemia asta e o criză. E o criză pentru întreaga omenire. Și criza tare ne-a afectat. Dar eu așa mă bucur pentru voi că atunci când a venit pandemia, noi am fost ca luptătorii în pandemie. Nu ne-am blocat deodată. Mulți credincioși s-au blocat, s-au închis în casele lor și au crezut că nu mai pot face nimic. Ei, nu așa a fost aici la noi, eu tare mult mă bucur că nu ne-am blocat, dar repejor am căutat să vedem ce putem face. Și așa de mult m-am bucurat, știți că eram prins și noi, pandemia ne-a prins în America cu soția.
Dar așa de mult mă bucuram să primesc vești de la voi. Să văd că imediat Tudor a fost acel care a venit cu inițiativa, facem antrenamente online, toți elevii se antrenează în case, profesorii, antrenorii duc antrenamente pe rând, am dus și eu antrenamente de acolo, am ieșit afară lângă un copac și am condus antrenamentul, toți făceam lucrarea, mergea înainte. Deci nu ne-am blocat în criză, gata, am lăsat mâinile în jos și nu mai facem nimic. Ionel Ilescu, aici îl vedeți, el în plină criză, zice, s-a dublat numărul ucenicilor lui și în plină criză am făcut și examen de taekwondo și aici am primit examen la el după casă. La el după casă a fost examen la centură neagră, au susținut foarte bine, bancă s-au pocăit mult, s-au pocăit și părinți, vedeți aici o mamă la un elev, ea l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în inimă atunci și încă chiar în ziua aceea, ne-am hotărât și la o lucrare mai mare, că eu nu are o sală, nu îl primesc nicăieri în sală, și atunci am hotărât că acolo lângă el va face sală sportivă și deja sala merge înainte, iată acum e la etapa care trebuie să pună acoperișul. Ne rugăm să dea Dumnezeu banii, mai este o parte din suma de bani care trebuie ca să poată pune acoperișul. Deci învață lucrul ăsta primul. Nu, criza nu este ca să te sperii și să dai mâinile în jos. Poate tocmai criza este aceea când poți face lucrări mari pentru Dumnezeu. Poate criza tocmai cel mai potrivit context care l-a pregătit Dumnezeu să faci ceva lucrări mari pentru El. Nu te speria de obstacole și de dușmani. Pentru că când te uiți, ele sunt mari. Hai să-l vedem aici la David ce era. Zice, atunci, vă amintiți, erau așezați în linii de bătaie. Israel într-o parte, filistenii în alta. Israeliții de o parte, filistenii de alta, și zice, atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a înaintat între cele două oștiri. El se numea Goliat, era din Gat și avea o înălțime de 6 coți și o palmă. Un cot, iată atâta este un cot, 52-54 de centimetri, un cot. Acum numărați, 6 coți, așa numărau oamenii înainte, asta e o unitate de măsură cu un cot. Noi măsurăm cu șchiapa, știți, noi așa măsurăm cu șchiapa, avem șchiapa. Iată, cotul e tot așa o unitate de măsură. Măsurați acum 6 coți, păi 6 coți știți cât face? Asta e mai mult de 3 metri, ies așa? Mai mult de 3 metri și mai spune că aici coți și încă mai avea și o palmă, era atât, o palmă. Deci ceea ce vrea să-ți arate că era un om, mă închipuiți să stai. Eu nu sunt obișnuit să stau lângă oameni mai înalți ca mine, că rar ajung să fiu lângă oameni mai înalți ca mine. Dar amintesc când eram student, m-am dus odată, era un magazin Universam, vă amintiți pe vremea aceea Universam, se vindea cărnați, ziceam și stam la rând câte jumătate de zi. Așa nu mai ziceți că vremea era așa bine, că chiar aici, în capitală, stăteam jumătate de zi în rând pentru cărnați pe vremea aceea sovietic. Bun, când stăteam în rând, mi-amintesc odată, stăteam în rând, mă uit, o cura de pantaloni la înălțimea asta. Văleleu! Când m-am uitat în sus, nu venea credit și cine milă de om stătea acolo. Dar asta cred că se odihnea pe lângă Goliat, da? Altădată eram la o conferință în Emiratele Arabe și tot așa am intrat și erau niște nântăloși, mari, băieți, dar voi de unde sunteți? Ce faceți? Cu ce vă ocupați? Am venit la campionat, zice, de basket. Voi sunteți cei mai înalți de aici, cred că da. Nu, zice, de ai vedea pe cei de nu știu din ce țară au spus ei. Nu știu, au numit o țară, dar ai vedea pe cei, zice, ai vedea cât ești de mari, sunt mai mari ca noi. Dar toți ăștia erau să odihneau pe lângă el. Ei, când vezi că ai de a te lupta cu așa un om, cam ce crezi când vezi asta? Disperiat, nu? Disperiat și aici descrie, zice, pe cap, avea un coif de aramă, nu-i destul, că ăsta cu mâinile goale era groaznic, nu? Să iasă așa, fără nimic, neînarmat e groaznic. Dar încă spune, pe cap avea un coif de aramă, purta zale de solzi în greutate de 5.000 de sicli de aramă. Deci asta greu tare, am eu undeva toate socotelele, nu mai trecem acum pe cât ar echivala azi. Niște turești de aramă la fluirile picioarelor, o pavăză de aramă între umeri și așa mai departe. Ce să vorbim? Disperiat, disperiat ăsta. Când te uitai la ei, când te uitai la ceea ce vede ochiul, disperiat. Ce să faci în fața lui? Deci un atac psihologic din neimaginat era numai omul ăsta. Și el ieșea în fiecare zi, ieșea în fiecare zi. Deci dacă vrei să faci lucrări mari pentru Dumnezeu, trebuie să nu te sperii de ceea ce văd ochii. Nu te lăsa convins de ceea ce văd ochii, lasă-te convins de ceea ce spune Dumnezeu. În alt loc în Biblie spune, noi nu umblăm prin vedere, noi umblăm prin credință, că dacă umbli prin vedere, nu mai poți face lucrări mari pentru Dumnezeu, gata, ești blocat. Oricine a umblat prin vedere s-a blocat. Vă mai amintiți pe urmă când au fost trimiși acei 12 iscoade? Și-au iscodit țara, s-au întors acasă și doi mergeau prin credință, doi au spus, intrăm, îi mâncăm, s-a noștri.
Dar restul 10 au spus nu, pentru că ei mergeau prin vedere. Ei ziceau, nu, păi dar voi ați văzut ce oameni sunt acolo, fiii lui Anac, noi nu putem face nimic. Deci dacă mergi prin vedere și te uiți la ceea ce văd ochii, nu poți face lucrări mari pentru Dumnezeu. Gata, ești tu singur pe tine, te-ai condamnat la faliment. Așa că nu te condamna, nu te uita la ceea ce văd ochii. Nu crede când ți se spune că ești un ratat sau o ratată. Sau că faci parte dintr-o comunitate de ratați și înapoiați. Că așa ne se spune nouă uneori. Voi sunteți niște ratați, niște înapoiați, niște... Și unii au crezut. Unii au crezut. Vreau să vă zic că în vremea Uniunii Sovietice, așa le s-a spus la credincioși, a trecut de acum 30 de ani, dar mulți încă tot așa cred că sunt niște ratați, sunt nimic, nu îndrăznesc să facă nimic, nu încearcă să facă ceva lucrări pentru Dumnezeu. Deci nu accepta asta. Iată aici, filisteanul exact asta le spunea lor, la toți cei din popor le spunea, măi, vai de capul vostru, duceți-vă acasă, vai de capul, ascultați ce le zicea. Filisteanul s-a oprit și vorbind oștirilor lui Israel așezate în șiruri de bătaie, le-a strigat, pentru ce ieșiți să vă așezați în șiruri de bătaie? Nu sunt eu filistean? Nu sunteți voi slujitorii lui Saul? Alegeți un om care să se pogoare împotriva mea. Dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri. Asta era bătaie de joc. Dar dacă îl voi birui și îl voi omorâ eu, voi vă veți fi robi nou și ne veți sluji. Cu alte cuvinte, ce să facem atâta resipă de viață? De ce să omorâm atâția oameni? Moare unul și toți ceilalți merg în robie. Moare, ori mor eu și merg toți ai noștri în robie, ori moare unul de-a vostru și merg toți în robie. La cruță în viețile. Și încă filisteanul a mai zis, aruncă astăzi o cară asupra oștirii lui Israel, dați-mi un om ca să mă lupt cu el. Cu alte cuvinte, printre voi nu e un singur om, măi, sunteți niște ratați, vai de capul vostru. Hai, să-l vedem pe unul, să vină. Deci nu crede, tot poporul credea. Tot poporul credea și împreună cu împăratul credeau vorbele lui. Vorbele lui Goliat aveau putere. Vorbele lui... plus înfățișarea lui, plus armamentul lui, plus oastea din spatele lui, au băgat groază mare în popor. Au băgat o mare groază. Deci de asta, deci nu crede. Dacă vrei să faci lucrări mari pentru Dumnezeu, ți-a pus Dumnezeu, te îndreaptă Dumnezeu să faci niște lucrări mari, atunci nu crede când ți se spune că ești un ratat sau o ratată. Și nu crede când ți se spune că toți ai tăi, toți ai tăi sunt niște ratați. Nu crede. Iată aici am poza lui Oleg, nu știu, ești aici Oleg azi? Oleg nu-i, da? Oleg, mărturia, Oleg este campion la taekwondo, campion european la taekwondo. Oleg a crescut în niște împrejurări grele. Oleg, când era mic, tata a omorât-o pe mama. Ei au ajuns toți la orfelinat. Și tata îmi pare că în 12 ani, nu știu dacă a venit odată sau de două ori să-i vadă la, da, câțiva kilometri, da, ca să vă închipuiți câtă grijă. Și în condiții grele a trăit Oleg fiind cel mai mare, el se îngrija de toți ceilalți care sunt, el purta grijă la toți ceilalți. Și atunci Oleg, în mărturia lui, el spune așa, zice, eu credeam cel mai mult ce pot în viața asta să realizez este doar să fiu poate un cioban. Asta e mai mult decât un cioban, nu pot fi nimic. Dar cât de frumos că Oleg a ajuns într-o tabără de-a noastră, a auzit cuvântul lui Dumnezeu, au mers alți oameni acolo, nu știu, din nou fi fost și Rodica, poate atunci, când era la copcini. Și au mers frați de-ai noștri, i-au învățat, Oleg a auzit cuvântul lui Dumnezeu, apoi a nimerit în proiectul acela când a locuit, împreună cu Tudor, cu alții din biserică, și din tot cuvântul care l-a auzit, Oleg a crezut, l-a crezut pe Dumnezeu, a luat hotărârea să-L urmeze pe Dumnezeu, a venit, a început să practice taekwondo. Acum Oleg este profesor la școală, a absolvit Universitatea de Educație Fizică și Sport, este campion, are familie, doi copii, are ucenici și așa o mărturie frumoasă despre el. Oamenii din sat spun că el zice, el e ca un tată pentru copiii ăștia. Mai frumos compliment nu poți auzi decât ăsta. El e ca un tată pentru copiii ăștia. Vezi, nu crede că ești ratat. Se pare că pe mulți, mulți oameni, eu știu mulți, care au ajuns niște ratați pentru că ei au crezut pe cei care le-au spus, i-au convins pe ei că sunt ratați. Când am început lucrarea asta cu taekwondo, au venit mulți care ei erau convinși că nu pot face nimic, nu vor putea nimic, nu va ieși nimic.
Și eu, ca să-i conving, uneori am mers și la măsuri așa mai drastice. Iată, de exemplu, ei tare vroiau să facă sportul ăsta, taekwondo, tare, tare erau pasionați de el și ei veneau cu sutele acolo. Și eu le-am pus condiții. Pentru ca să intre în sală, trebuie să acumuleze 45 de puncte în săptămână. Ce însemna este 45 de puncte? Ei trebuie să primească note numai mici de 7. La obiecte altele decât educația fizică, muzica și munca. Da? Alte obiecte. Astea trei nu se consideră. Atunci vă dați seama, dacă ei l-aveau niciodată, nu învățau, nu făceau nimic, începeau să alerge după profesori, hai vă rog, întrebați-mă pe mine, întrebați-mă pe mine. Asta era ceva de neimaginat pentru profesori altădată. Și veneau, plângeau la ușă să le dau voie că eu calculam 44, nu între azi, 45, data viitoare între. Da, așa, ei au început, au crezut că îi pot să facă ceva și au mers înainte. Și au ajuns păstori, au ajuns misionari, au ajuns lucrători, au ajuns campioni mondiali. Când deschideam sala sportivă de la Lăpușna, cineva din profesori au spus, le dădeau lacrimi de la profesori, noi n-am crezut că din oamenii ăștia pot să iasă așa ceva. Deci de asta nu crede că ești un ratat, că dacă crezi că ești un ratat, atunci nu poți să ajungi prea departe. Și nici nu-i face pe alții să creadă că sunt ratați. Ajută-i pe oameni să-și pună încredere în Dumnezeu, să meargă înainte, să facă lucrări mari pentru Dumnezeu. Nu dispera când liderii sunt fără curaj. Iată aici spune, Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Și liderul lor a fost înspăimântat și s-a cuprins de o mare frică. Și liderul înspăimântat și tot poporul înspăimântat și nicio mișcare nu se face înainte. Totul stă pe loc. Deci asta tot este. De multe ori noi ne uităm la lider. Dacă liderul nu face nimic, gata, noi ne-am resemnat și noi, pentru că el e responsabil, el trebuie să facă mișcare. Dacă el nu face nicio mișcare, ce mai pot eu face? Nu mai pot eu face nimic, liderul. Deci dacă vrei să faci lucrări mari pentru Dumnezeu, atunci nu dispera când liderii sunt fără curaj. Nu te crede prea mic și prea tânăr ca să faci fapte mari. Asta este un alt aspect. Că unii oameni, ei se cred că sunt prea tânăr, prea mic, nu pot, prea neînsemnat ca să facă Dumnezeu ceva mare, ceva frumos prin mine, nu sunt eu, nu mă calific eu pentru asta. Este adevărat că alții merg în altă extremă, alții fiind tineri, ei devin îngânfați și ei cred că pot face lucruri care n-ar trebui chiar până acolo să se încumete, știi? Dar să știi bine care este, să nu mergi nici într-o extremă, nici în alta. Iată aici zice, David era fiul Efratitului, și aici apare David. David era fiul Efratitului, acelui din Betleemul lui Iuda, numit Isai, care avea 8 fii, deci David mai avea 7 frați. Pe vremea lui Saul, el era bătrân înaintat în vârstă, asta tatăl lui David, Isai, era înaintat în vârstă. Cei 3 fii mai mari ai lui Isai urmaseră pe Saul la război. Întâiul născut din cei 3 fii a lui, care porniseră la război, se numea Eliab, al doilea Abinadab și al treilea Shama. David era cel mai tânăr și când cei 3 mai mari au urmat pe Saul, David a plecat de la Saul, știți că el cânta la Saul acolo, el prima dată a fost adus ca și cântăreț. Saul încă nu știa ce luptător îi cântă lui acolo, el nu știa, el asculta numai cântări la harfă, dar nu știa acolo ce luptător stă în fața lui, acel cântăreț la harfă. Așa atunci el când a plecat la război, l-a trimis pe cântărețul cu harfa acasă. Ei, când a venit el, zice, așa, David a plecat de la Saul, s-a întors la Betleem și tata lui nu s-a uitat că acum a devenit mare și vestit artist, da, care îi cântă la împărat. Tata lui trimis înapoi la oi, nu, eu zic, și vezi, nici David nu a devenit ăsta care, dar cum tată, ce la oi, eu am cântat la Saul, la împărat și tu m-ai trimis din nou la oi, nu, nicio problemă. David se duce la oi, tata îl trimite la oi, trebuie să aibă grijă de oile acestea. Acum, iată, aici avem oameni tineri la școala de misiune. Am făcut vara aceasta școala de misiune și avem oameni tineri. Oameni tineri cu un potențial foarte mare. La școala asta de misiune le dăm pregătire intensivă. I-am antrenat intensiv ca pe niște ostași al lui Hristos. Dar cel mai mult vrem ca oamenii ăștia să creadă că ei pot face fapte mari, ei pot face misiuni, ei pot merge în localități unde nu sunt biserici, ei pot blanta biserici, ei pot face lucrări, prin ei se poate face trezirea spirituală în țara aceasta. Și iată aici îi vedeți pe cei de la școala Timotei. Școala Timotei, de altfel, cu scopul ăsta am creat-o, pentru a le transmite o viziune dumnezeiască, o chemare dumnezeiască la adolescenți.
Așa că ei să-și vadă rostul în Dumnezeu și să vrea să facă fapte mari. Și noi avem speranțe că toți acești adolescenți, toți acești tineri care vin și învață la școala Timotei, la școala de misiune, toți ei vor face lucrări mari pentru Dumnezeu. Dacă vrei să faci lucrări mari pentru Dumnezeu, atunci ia bine seama la vremea și la oportunitățile pe care ți le dă Dumnezeu ca să faci fapte mărețe. Dumnezeu este Cel care ne pune El să trăim într-o vreme, ne pune niște împrejurări. Iată aici, vedeți, Isai a zis lui David, ia pentru frații tăi efa aceasta de grâu prăjit și aceste 10 pâini și aleargă în tabără la frații tăi. Du aceste 10 cașuri de brânză căpeteniei. Ați văzut cum îl învăța? Cum îl învăța Isai pe fiul lui, pe fiii lui. Asta este bun simț, asta este înțelepciune. Ați auzit ce eu spus? Ia aceste 10 cașuri și te duci întâi la căpetenia lor, zice. Ia aceste 10 cașuri de brânză căpeteniei care este peste mia lor. Vezi dacă frații tăi sunt bine și să-mi aduci vești temeinice. Tot ce l-a trimis tatălui, i-a spus să duc produsele astea, să le duc acolo, să duc mâncarea asta acolo, și să-i aducă vești bune. Asta e tot. Pentru asta l-a trimis. Tata nu știa el că, de fapt, David se duce, dar vezi tu că David a fost sensibil. David avea o părtășie grozavă cu Dumnezeu, omul ăsta. Și el a simțit momentul. Ăsta a fost momentul potrivit. Altul n-ar fi văzut niciodată. Alt copil, alt tânăr ca el, s-ar fi dus mâncarea, produsele și s-ar fi întors acasă, i-ar fi adus vești menicii lui taică-su. Și aia e tot. Asta era tot. Vezi, dacă vrei să faci lucrări mari pentru Dumnezeu, atunci ia bine seama la oportunitățile pe care ți le oferă Dumnezeu, vremurile, oportunitățile, Dumnezeu îți oferă ceva, trebuie să fii sensibil, să înțelegi, asta e momentul meu, acum trebuie să fac, acum trebuie să acționez. David s-a sculat dis de dimineață, a lăsat oile în seama unui paznic, a luat lucrurile, a plecat. Când a ajuns în tabără, oștirea pornise să se așeze în șiruri de bătaie și scoteau strigăte de război. Israel și filistenii s-au așezat în șiruri de bătaie, oștire către oștire. Gata, el a văzut tablou. El a văzut acum ce se întâmplă aici. La Efeseni, capitolul 2, scrie așa despre noi. Zice, noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, noi creștinii. Cuvintele astea ne sunt adresate nouă, direct, creștinilor. Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și noi am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Vedeți ce se întâmplă? Dumnezeu a pregătit anumite fapte bune, fapte mărețe, ca noi să umblăm prin faptele acestea. Dar noi trebuie să le recunoaștem, e responsabilitatea noastră să le recunoaștem. Dacă noi nu recunoaștem faptele astea, putem trece alături pe ele și am ratat, ratăm niște șanse nemaipomenite. Nu așa a fost la David. V-am zis, David putea să vină cu sarcina primită de la tatăl lui, să-și facă bine sarcina și să se întoarcă acasă. Și gata, mai mult să nu vadă nimic. Dar David, el a văzut ceva mai mult. Să ne ajute Dumnezeu să învățăm înțelepciunea asta duhovnicească. Când vezi ceva, vină mai aproape, pune întrebări, observă bine, vezi acolo unde Dumnezeu îți dă, te pune în împrejurări în care poți să faci și trebuie să faci lucrări mari pentru El. Fă lucrările astea, acționează în împrejurările acestea, pune-ți totdeauna întrebare, Doamne, dar de ce sunt eu? Oare numai pentru asta sunt eu aici, numai pentru asta mă aflu eu în împrejurările astea? Care sunt faptele astea bune pe care le-ai pregătit tu pentru mine, ca eu să umblu prin ele? Ajută-mă să le recunosc, să înțeleg și să acționez potrivit cu asta. David zice, el a dat lucrurile pe care le avea în mâini, celui care păzea calabalâcurile, vedeți, el nici n-a reușit încă să ajungă la căpetenie, n-a reușit să dea fraților lor lui nimic, el a venit cu toate lucrurile astea, i-a dat celui care ținea calabalâcurile și el a alergat la șirurile de bătaie. Cum a ajuns, a întrebat pe frații lui de sănătate. Pe când vorbea cu ei, iată că filisteanul, Goliat, a ieșit și exact așa cum vorbea în toate zilele, așa a vorbit, dar de data asta l-a auzit și David. Toți din Israel au fugit dinaintea lui, i-a apucat o mare frică. Fiecare zicea, ai văzut pe omul acesta, înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Dacă îl va omorî cineva, împăratul îl va umplea de bogății. Deci vedem de acum împăratul numai ce motivare nu dădea la popor, dar nu se găsea. Ați auzit și împăratul dădea motivarea asta, spunea, cine îl omoară, îl va umplea de bogății, va da de nevastă pe fiică sa, va scuti de dări casa tatălui său în Israel, de impozite, nu va mai plăti impozite.
David a zis oamenilor de lângă el, ce se va face aceluia care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua o cară deasupra lui Israel? E interesant, David, da? Cu siguranță că niciuna dintre acestea nu a fost motivația lui prima, așa-i? Dar nici pe acestea nu a vrut să le piardă, nu? Nici toate celelalte tot nu a vrut să le piardă. Cu siguranță, din tot ce vedem acolo, pe el ce l-a supărat cel mai tare era că ăsta, netăiatul ăsta împrejur, el aruncă o cară împotriva lui Dumnezeu, dar nici pe acestea, la alte nu le aruncă, că nu-s de aruncat nimic acolo ce a spus. Dar ce o să fie? Bogății, zice, fata din nevastă, scutit de dări casa lui, nu era niciuna, da? Deci este tot, s-a interesat ce cu ele. Așa, și poporul i-a spus toate lucrurile astea. Deci ați văzut, pune întrebări, cercetează, vrea să înțeleagă cum e situația asta, înainte de a merge la acțiune, el vrea să înțeleagă totul. Nu se mulțumește cu o cunoaștere superficială când au auzit că aici este este o oportunitate grozavă ca să facă o lucrare mare pentru Dumnezeu. Nu băga în seamă și nu te lăsa descurajat de cei care te invidiază și te acuză pe nedrept de lucruri neadevărate. Că dacă ești unul din cei care faci lucrări mari pentru Dumnezeu, numai decât vei avea de cei care te invidiază și ei te învinuiesc de lucruri care nici prin cap nu ți-au trecut. Hai să vedem la David aici, uitați. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-a auzit vorbind cu oamenii aceștia, s-a prins de mânie împotriva lui David și a zis, pentru ce te-ai pogorât tu? Pentru că tata m-a trimis, de atâta. Pentru tine m-a trimis tata. Să vin aici la voi, să vă aduc mâncare, de-aia tata m-a trimis. Dar auziți ce spune el? Pentru ce te-ai pogorât tu și cu ai lăsat acele puține oi în pustie? Am lăsat unui om, în grija unui om le-am lăsat. Auzi cum îl tratează? Ca și cum e unul din nimic, așa vorbește cu el. Nu a venit de capul lui, l-a trimis tata. Oile celea nu le-a lăsat așa, fără nimic. O lăsat în grija unui om. Toate lucrurile s-au aranjat bine, a venit bine. Asta-i vorbește fratele lui, cel mai mare. Atenție! Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Auzi tu? Asta el spune după ce a intrat Samuel la ei în casă, după ce el a fost martor, știe el toate lucrurile ce au fost acolo. Ăsta-i fratele mai mare, ăsta nu-i din alt raion și din alt nu știu care, știi, sat. Ăsta-i fratele lui care în casa lui și el știe bine ce vorbă a fost atunci. El știe bine când a venit Samuel la ei în casă și Samuel nu s-a așezat la masă până când nu l-a adus pe Davică de la câmp. El știe bine cum l-a trecut pe el mai întâi în fața lui Samuel și Samuel a zis, nu merge, l-a trecut pe altul, nu-i bun, altul nu-i bun. Și când a venit Davică, acela a fost bun, acela a mers bine. Și el știe bine vorbele care le-a spus Samuel. Dumnezeu și-a ales un om după inima lui. Dumnezeu și-a ales un om după inima lui. Deci înseamnă că pentru un om după inima lui, ascultă acum ce-i bagă el în vine lui David. Îi zice, cunosc eu mândria și răutatea inimii tale. Așa îl vedea el pe David, drept un om mândru și un om cu răutate. Te-ai pogorât ca să vezi lupta, zice. I-o fi fost interesant lui David de lupta, dacă era el așa luptător, îți bătea și cu ursul și cu asta, o fi vrut el, cred, să vină să vadă lupta, dar nu a venit de aia, nu a fost ăsta primul motiv. L-a trimis taică, a venit pentru ei. David a răspuns, ce-am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel? Și, bravo David, s-a întors de la el ca să vorbească cu altul. Ați văzut? Nu l-a băgat în seamă. Foarte bine. Foarte bine, s-a întors de la el ca să vorbească cu altul și i-a pus aceleași întrebări. Poporul i-a răspuns ca și întâiași dată. Deci dacă vrei să faci lucrări mari, nu te lăsa împiedicat de cei care te invidiază, care te învinuiesc de lucruri neadevărate, nedrepte, că nu vei ajunge nicăieri. Nu, pe atâția i-a blocat. Apropo, sunt așa de întristat să văd cum, iată, oameni de ăștia răi, ei reușesc să împiedice pe pastori, pe predicatori, pe misionari. Ei reușesc să le taie picioarele. Le taie picioarele cu vorbele astea rele, cu acuzații de astea nedrepte, cu invidii, cu așa, taie picioarele. Nu băga în seamă, n-ai ce băga în seamă la asta. Acum, recent am auzit despre cineva într-o biserică, unde mergeau bine lucrurile, foarte frumos, totul mergea bine. Fiul păstorului bine ducea lucrarea. Ca într-o zi, cineva cu gură rea să-i spună, dar ce voi faceți aici, dinastie sau ce faceți? Și tata imediat a luat seama la ce a spus aceea și l-a oprit pe fiul. Cu toate că făcea lucrurile așa de frumos, totul, o binecuvântare era pentru biserică, l-a oprit pe fiul. Deci s-a potrivit la ce a zis. L-a chemat pe altul, l-a adus pe altul de departe, pe altul care a creat așa probleme cu o biserică, biserica a scăzut de 3 ori și acum acolo parcă e la mort. Când intră în biserică, parcă e la mort. Așa lucrurile s-au întâmplat.
De ce trebuia să facă omul ăsta? De ce trebuia să se potrivească omul ăsta la vorba cuiva care face asta? Nu te potrivi la așa ceva, niciodată. Deci fii înțelept, iată, David nu s-a potrivit. I-a răspuns, s-a întors și nu are ce sta la vorbe de astea. Nu rata șansa și nu te teme să riști. Nu te teme că va fi în succes, voi rata și din pricina că voi rata nu mai fac nimic. Păi dacă riscul este oriunde. Absolut oriunde este riscul. Bun, riscul trebuie să fie rezonabil, dar trebuie să mergi înainte, să riști. Iată, zice, când a auzit cuvintele rostite de David, au fost spuse înaintea lui Saul și Saul a trimis să-l caute. Când a venit de acum David înaintea lui Saul, David i-a zis, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului ăsta, robul tău va merge și-l va bate. Mi-închipui ce-o zis. Când a văzut Saul, compară, da, dimensiunile la unul, la altul, Saul a zis, nu poți să te duci, să te bați cu filisteanul acesta, tu ești un copil și el este un războinic din tinerețea lui. Războinic înseamnă un luptător din tinerețea lui, un luptător foarte experimentat, dar tu ești numai un copil. Cum să te lupți tu cu el? Cum poți merge? David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său. Și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și îi smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Iată aici o laudă frumoasă de campion, vedeți? El nu-i campion de ăsta care la tot pasul să laudă că și acolo, și acolo la medalie, și acolo la medalie, și acolo la medalie, și asta, și asta, și așa că ți scârbă să stai conom de ăsta, că numai laudă de sine și de sine. Ați văzut de ăștia, da? Nu vrei să-i auzi. Nu, el n-a vorbit despre asta nimic. El a vorbit într-un moment când era necesar să spun asta. Mi-amintesc filmul acela, cum îl chema? Eric Lindl, sau cum îl chema? Campion olimpic la alergare. Este un film despre el. Îmi pare că pe aripile vulturului, sau ceva așa se numește. Și el fiind campion la alergări, campion olimpic, în timpul al doilea război mondial, era misionar în China. Și acolo odată când el transporta copiii ăștia de care avea el grijă la o casă de copii, când îi transporta, l-au oprit japonezii. Și el atunci, el avea ziarul cu dânsul, ziarul în care era scris că el e campion olimpic. Și el atunci a scos, când a văzut nu mai are nicio scăpare, a scos ziarul și a arătat ziarul, cine e el? Și ăștia s-au uitat, wow, campion olimpic, și i-au dat voie și a trecut. Uite aici, vezi, David știe când să se laude cu realizările lui de luptător. Aici el îi spune, eu am ceva, când el joacă chiar un rol, când poate convinge. El a spus, eu m-am bătut cu ursul, eu m-am bătut cu care? Leu, da? Leu. Și zice, tot așa va fi. Domnul zice, care mi-a dat izbândă din gheara, m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Saul s-a lăsat convins. Saul i-a zis, du-te. Și Domnul să fie cu tine. Dacă așa Domnul a lucrat, dacă a reușit să te lupți cu leu, să te lupți cu ursul, hai, merge înainte. Poza asta este din Afganistan, când nu mai s-a început. Din anul acela, când ieri a fost comemorat atentatul acela, vă amintiți care a fost? Ei, după ce a fost atentatul acela, a căzut regimul cel la taliban și a fost posibilitatea de intrare în țară. Asta primele dăți, când nu mai intram în țară. Dar nu înseamnă că țara nu e periculoasă. Țara asta totdeauna a fost foarte periculoasă pentru misiune. Foarte periculoasă pentru misiune. Și când am mers, am văzut țara, ne-am dat seama că trebuie să meargă cineva acolo să lucreze. Nu putem așa numai cu... Trebuie să meargă un misionar care va locui acolo. Primul a fost Alexei, care era un tânăr de 20 de ani. Dar a plecat acolo. Nu s-a speriat de goleatul de acolo. S-a căsătorit cu o fată care i-a spus când a fost întrebat dacă acceptă căsătoria, i-a zis numai cu condiția că merg și eu acolo. Deci nici nu mi-a trecut prin cap altfel. Dar a plecat acolo și Dumnezeu i-a folosit cu putere, i-a păzit și Dumnezeu îi va păzi mai departe și să ne rugăm acum pentru oamenii care l-au cunoscut pe Hristos prin ei ca să poată ieși și pentru toată lucrarea care se face. Apoi, tot așa, au plecat după aceea Sergiu cu Rodica. Ei au fost, 4 ani au fost acolo, după aceea s-au mutat în Pakistan, au făcut lucrarea acolo, într-o țară numai puțin periculoasă. Aici îi vedeți pe Radu și Lenuța. Apropo, azi noapte, ei sunt nu departe de aeroport.
Și azi noaptea aeroportul a fost bombardat din drone. Deci au fost, îmi pare, cu 8 explozii acolo. Dimineața, repejor, am luat legătura cu el, am întrebat, totul e bine? Totul e bine? El mi-a scris, totul e bine, merge înainte, oamenii se înscriu, grupele au reluat, totul merge înainte. Oamenii stau în mijlocul așa, împrejurări grele. Oamenii înțeleg riscul, înțeleg pericolul care este, dar nu se tem și nu se lasă înspăimântați. Dacă vrei să faci lucrări mari pentru Dumnezeu, atunci nu te lăsa înspăimântat, nu te teme să riști. Merge înainte, că dacă te teme, atunci nu mai faci nimic. Ai văzut toți cei din popor se temeau și nu făcea nimeni nimic. Saul se temea, nu făcea nimic, nu mergea înainte. Deci nu, trebuie să mergi. Aici, vedeți, este poza aceea din Sudan. Și apropo, aici în spate, acolo undeva, îl vedeți și pe David al nostru. Vreau să vă spun atunci, iată, am văzut oameni când vine vorba despre copiii lor, atunci încep să-i supraprotejeze. Să-i supraprotejeze, nu vor să-i expună la risc. Ei sunt gata să-i expună ei la risc, dar nu sunt gata să-i expună la risc pe ei. Dar atunci ce învățăm noi? Pe cine creștem? Pe cine creștem? Trebuie pe copii să-i învățăm să-i expună la risc pentru Hristos, nu? Când, mai înainte de călătoria asta, când au fost prima dată David cu Radu, ori prima, ori a doua, nu mai țin minte, că au fost în Sudan, atunci era încă în Sudan. Și în Sudan se răpeau oamenii, se omorau, era război civil. Și să știți că stăteam cu inima strânsă, ambii cu năstica, stăteam foarte cu inima strânsă când ei au intrat în, știți, toată biserica, stăteam atunci, ne rugam când au trecut frontiera, au intrat în Sudan, au fost acolo, au ieșit înapoi. Noi înțelegeam foarte bine că este pericol. Este pericol, se poate întâmpla și poate să moară, asta tot înțelegeam. Dar ne-am pus nădejdea în Dumnezeu care ne păzește pe toți. S-a dus, a îmbolnăvit de malarie. S-a îmbolnăvit de malarie, a venit înapoi, s-a vindecat, a venit acasă, bolnav 2 săptămâni, 3 săptămâni, bolnav de malarie. Bun, nu l-am oprit să ducă data viitoare și nu o să-i oprim niciodată. L-am trimis și pe Daniel, când era el, după ce s-a îmbolnăvit de malarie, s-a dus Daniel. Da, să meargă Daniel, să meargă așa, de expunem la pericol. Dacă noi îi supraprotejăm pe copiii noștri, apoi mai creștem noi din ei luptători? Dar nu cumva noi suntem aceia care noi îi împiedicăm să facă fapte mari pentru Dumnezeu și le creăm un fel de gândire, așa încât ei niciodată nu vor mai face fapte mari pentru Dumnezeu. Pentru că noi i-am oprit, noi i-am stopat. Mă mir când văd uneori cum oamenii așa frumos se roagă în biserică pentru misiune, să înainteze Evanghelia, până când ajunge să meargă copilul lui. Când ajunge copilul lui în misiune, Doamne ferește, nu poate fi așa. În loc să o ia ca o mare onoare că copilul lui s-a hotărât să meargă în misiune. S-a hotărât să meargă în misiune într-un loc periculos, într-un loc greu. Ei atunci se opun. Nu, gândiți-vă bine, ca și părinți, gândiți-vă bine. Ci poate îi dăm o pildă copilului, dau o pildă copilului de curaj pentru a face fapte mari și vreau, poate sunt eu acela care îl propulsez înainte, mergi înainte, mergi, nu te temi, mergi și fă fapte mari pentru Dumnezeu. Inclusiv dacă mori, mori frumos pentru Dumnezeu. Toți murim odată, nu? Toți odată să murim. Păi dacă murim, să murim frumos pentru Dumnezeu, cum a zis Pavel. Dacă trăiesc, trăiesc pentru Hristos, dacă mor, mor pentru Hristos. Ori așa, ori așa, Hristos să fie proslăvit. Asta vreau, nu altfel. Poți face fapte mărețe pentru Dumnezeu cu resursele care le ai la îndemână. Vă amintiți, da, Saul l-a îmbrăcat în toate straile cele a lui, în toată armătura lui, a dat sabia aceea. David când s-a îmbrăcat cu toate nu putea merge, el nu-i deprins cu așa armii. Nu era el deprins cu așa armii. El a dezbrăcat armele cele și a zis, nu, eu nu pot cu ele. El și-a luat praștea lui și din râu și-a luat 5 pietre. Și cineva zice, de ce 5? 5 e un număr magic, profetic, profeții, nu nimic. Știți de ce a luat 5? Vă spun eu, e simplu de tot, el e luptător, el știa că maxim din 5 încercări el îl nimerește pe cel în frunte. Deci așa a luat prima piatră dacă nu nimerește, a doua, a treia, a patra, a cincea, din a cincea piatră îl nimerește pe cel în frunte. Dar el era așa de bun luptător cu praștea că el din prima l-a nimerit în frunte peste. Unde în alt loc să-l nimerești dacă tot așa de, pe, n-are rost să arunci cu praștea în piept sau în alt loc, n-are rost. Deci în frunte, acolo trebuia să găsească un loc unde să-l nimerească. Și el și-a luat astea. Însă, iată, vedeți aici, uneori spui că aș face lucrări mari pentru Dumnezeu dacă aș avea resursele astea, dacă aș avea banii ăștia, dacă aș avea aceea, dacă aș avea asta, dacă aș știa asta, dacă aș avea echipamentul ăsta, dacă aș avea atâtea mașini, dacă aș avea clădirile celea, dacă aș avea centru cela, nu știu ce. Uite, el cu resursele care le avea.
Gândește resursele pe care le ai tu, cu resursele astea poți să faci lucrări mari pentru Dumnezeu. El cu o praștie și cu cinci, cu o piatră, nici măcar nu cinci, cu o piatră din râu și cu o praștie, el a reușit să facă lucrări foarte mari pentru Dumnezeu. Deci nu te împiedica de aia că nu ai resurse. Cu resursele cele care le ai, gândește cum le pot eu pune în slujba lui Dumnezeu ca să fac ceva lucrări mari. Nu lua seama la batjocurile vrăjmașilor. Filisteanul când se apropia a început a râde, când l-a văzut pe David, a început a râde. Măi, zice, tu ce vii împotriva câinilor? Cum e? Ce i-a zis filisteanul, zice? Filisteanul i-a zis lui David, ce sunt câini? Vii la mine cu toiege? L-a blestemat și i-a zis, vină la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarilor câmpului. Dar David nu bagă seama la asta, nu ia seama la batjocuri. A zis, n-a luat seama la vorbele aiurea a fraților lui, n-a luat seama la vorbele cele. Acum nu ia seama nici la ăsta ce vorbește, ăsta îi spune unde, nu poți tu nimic. Am mai auzit el că nu poate nimic. I-au mai spus și alții, i-au spus frații că nu poate nimic, i-a spus și Saul odată că nu va ieși nimic. Am mai auzit el de astea, da? Deci pune-l pe Dumnezeu în centrul laudelor tale. Aici, foarte important aici. Tu, i-a zis el filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză. Eu vin împotriva ta în numele Domnului. Domnului, Dumnezeului, oștirilor lui Israel pe care tu ai ocărât-o. Astăzi, Domnul te dă în mâinile mele. Ați auzit? Cine stă în centru? El nu zice, azi eu îți tai capul. Pentru că ai zis, nu. El zice, azi Domnul te dă în mâinile mele. Dumnezeu este în centru la ceea, în centru amenințării lui, în centru la tot ce spune. Ce azi Domnul te dă în mâinile mele, te voi dobori și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și farilor câmpului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Cine va fi proslăvit din asta tot, zice? Dumnezeu, toți oamenii vor ști că asta a făcut Dumnezeu. Toată mulțimea aceasta vă ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, pentru că biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Deci, sigur, foarte sigur în Dumnezeu. Vedeți aici credința lui tare în Dumnezeu, el este sigur că Dumnezeu îi va da biruință. Acum, mergi în luptă. Dacă vrei să faci fapte pentru Dumnezeu, mergi în luptă. Gata, au ajuns la cea mai importantă parte. Mergi în luptă, acționează. Deci filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David și David a alergat pe câmpul. Deci filisteanul merge, David aleargă înaintea lui. A alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului, a vărât mâna în straist, a luat piatra, a aruncat și piatra a nimerit acolo unde trebuia. Nu știu, a fost aruncată pe traiectorie dreaptă sau poate a fost aruncată pe traiectorie greșită și a îndreptat o leacă Dumnezeu traiectoria, da? Dar piatra a ajuns acolo unde trebuia să ajungă. Că mai poate Dumnezeu, schimbă Dumnezeu și traiectoriile cum trebuie, da? Însă piatra a ajuns la destinație și s-a întâmplat. Ceea ce trebuia să întâmple s-a întâmplat. Faptele mari vor aduce slavă Dumnezeului și bucurii poporului. Tot poporul s-a bucurat foarte mult de ceea ce a făcut. Și nu trebuie să fii din neam ales ca să faci fapte mari pentru Dumnezeu. Iată, sfârșitul capitolului spune așa. Când a văzut Saul pe David mergând împotriva filisteanului, a zis lui Abner, căpetenia oștirului, a cui fiu este tânărul acesta, Abner? Păi parcă ți-o cânta din carfă atâta timp, doar știe că e a lui Isai. Nu, alta e întrebarea aici, înțelegeți? De unde se ia la tânăr, de unde se trage el, de unde în tânărul ăsta se ia așa ceva? Că e ceva total ieșit din comun. Din cine se trage el? Este cineva în neamul lor? Asta au vrut să spun întrebarea lui Saul. Este cineva în neamul lor care a fost așa om mare, așa om care a făcut? Și ăsta zice, pe sufletul meu împărate, nu știu. Întreaba cu este fiul el, zice, i-a spus, ia lui Isai, da? L-a întrebat pe el, la cui fiu ești tinere? David a răspuns, sunt fiul robului tău Isai, Betleemitul. Gata, asta e tot. Tot răspunsul. Nu era el dintr-un neam ales, dintr-un neam ceva. La 1 Corinteni, când studiem noi acum, vă amintiți, ne spune că Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii acestea ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii acestea ca să le facă de rușine pe cele tari. Și iată aici un exemplu clar cum Dumnezeu a ales lucrurile slabe ca să le facă de rușine pe cele tari. Încă un singur lucru mai vreau să vă mai spun. Iată tot aici, fiind în Bolgrad, ne-am întâlnit cu Serghei Caramalac, am mers cu Natalia, am mers într-un parc, acolo au frumos, știți că acolo au un lac, se numește Alpug, și lacul acela Alpug e lung de 43 de kilometri lungimea are.
lacul frumos, cu lebede. Dar când ne întorceam de la lac, Serghei ne-a zis, iată soborul ăsta, care îl vedeți în poză. Deci soborul ăsta, pentru că arhitectul a schimbat o literă, soborul ăsta trebuia să fie construit în Belgorod-Nestrovsk, dar arhitectul a greșit o literă și pentru că a greșit o literă, soborul a fost pus în Bolgrad. Așa că greșeala le-a ieșit lor la mână. Nu cred că sunt tare fericiți cei din Belgorod-Nestrovsk, cei din Ackerman, că de greșeala asta nu sunt prea fericiți. Eu mi-a părut interesant, zic, hai că vreau să fac o poză, că n-am mai auzit așa o istorie, vreau să fac o poză. Și când mă apropiam să fac o poză, am văzut un grup de oameni, toți se mișcau în direcția. Și eu m-am grăbit mai repede ca să nu intre și ei în poză, să reușesc să fac poză. Dar oamenii aceia s-au oprit și m-am întors și eu la ei și am recunoscut-o pe Sofia de la școala de misiune. Sofia, am recunoscut un alt frate acolo, Ilie Nicodim, dar printre ei mai era un frate, Alexandru, o familie din Nisporeni, de aici, din Moldova. Și ei s-au oprit toți uimiți, au zis că tocmai vorbeam despre dumneavoastră acum, au zis. Tocmai acum vorbeam despre dumneavoastră, noastră ați apărut în față, știi? Și da, a treia oară vorbeam, că eu vorbit ceva de video care au ascultat de pe... Însă, ne-am dus, ne-am așezat să luăm masa, ne-au invitat acolo, ne-am așezat să luăm masă la o cafenea și atunci fratele ăsta, el cu ochii în lacrimi era, fratele ăsta Alexandru, stătea în fața mea și iată eu îmi pun întrebarea, de ce oare eu ne-am întâlnit? Este ceva special, nu întâmplător noi ne-am întâlnit azi, oare de ce ne-am întâlnit? Am început să-i pun întrebări, să întreb și mi-am dat seama că omul are un dar de evanghelist deosebit, dar nu are o pregătire. Nu are o pregătire, nu are o direcție, nu știe cum să facă lucrurile, cum să le organizeze. Și atunci el singur a spus, zice, eu am nevoie de cineva care să mă pregătească, cineva care să mă echipeze, cineva care să mă direcționeze. Ei, vreau să spun că asta toți noi avem. În Scriptură este scris și El, Hristos, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Fiecare din noi are nevoie. Dacă ne socotește asta, dacă dai la o parte lucrurile astea, nu poți merge înainte. Și poate n-am văzut aici la David, ne gândim cum, de unde. Fiți siguri și pe David, l-a învățat cineva, trage cu praștea, l-a învățat cineva lucrurile astea, l-a învățat bine. Nu, că nimeni, știi, numai cei care nu vor să recunoască, ei zic, copilașii mici, ați văzut, după ce îi înveți tot, apoi ei spun, eu m-am învățat, eu știu. De unde știi literele? Eu m-am învățat. De unde știi? Eu, copilașii mici, când cresc mai mari, apoi atunci își dau seama, m-a învățat tata, m-a învățat cineva. Toți avem nevoie să fim învățați, să fim pregătiți pentru lupte, ca să putem face lucrări mari pentru Dumnezeu. Domnul Iisus a spus așa, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine, cine crede în Domnul Iisus aici? Ia ridicați, vă rog. Așa, bun, mulțumesc, deci înseamnă despre voi, da? Despre noi toți. Despre noi toți. Fiți atenți la ceea ce scrie, la vorbele Domnului Iisus. Domnul Iisus a zis așa, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea. Pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Așa promisiune avem noi de la Domnul Iisus. Vedeți, Dumnezeu vrea să facem lucrări mari pentru El. Domnul Iisus vrea să facem lucrări mari pentru El. Mari. Domnul Iisus a zis, nu-i gelos Domnul Iisus. Unii sunt geloși, unii vor ca nimeni să nu facă lucrări mai mari decât El. Dacă le faci, le faci mai mici, să nu fii pus în umbră. Nu se teme Domnul Iisus. Domnul Iisus zice, veți face lucrări bancă mai mari decât mine. Hai, înainte, mergeți, faceți, cereți lucrările astea. Iată, eu vreau să vă las cu întrebările astea. Puteți să faceți și o poză, dar o să fie pe urmă predica și pe canal la noi, ea rămâne, ea se transmite acum. Vreau să vă las cu câteva întrebări. Le puteți scrie. Ce fapte mari a pregătit Dumnezeu pentru tine și te îndreaptă să umble acum prin ele? Vezi, pentru fiecare Dumnezeu a pregătit niște fapte. Uite atent la împrejurările, la oamenii, unde ești tu? Ce fapte mari a pregătit Dumnezeu pentru tine? Cine și ce te descurajează să faci aceste fapte măreți? Am văzut, David a avut mulți care l-au descurajat, mulți factori au fost care l-au descurajat, dar i-a depășit pe toți. A învins toți acei factori, toate acele persoane și a mers înainte. Cum vei aplica cuvântul lui Dumnezeu auzit azi aici ca să faci fapte mărețe pentru Dumnezeu? Cum vei aplica cuvântul acesta ca să faci fapte mărețe pentru Dumnezeu?
Care sunt primii pași pe care îi vei face? Vei merge în acțiune cu primii pași. Hai gândiți-vă la întrebările astea. Azi seara înainte de culcare, mâine dimineață sculați-vă, când sunteți voi singuri, în timpul cel la care îl petreceți voi cu Dumnezeu. Gândiți-vă bine la întrebările astea. Dați un răspuns în scris. Credeți-mă, o să vă ajute mult. Nu treceți ușor peste ele. Gândiți-vă bine. Care sunt faptele astea? Ce mă împiedică pe mine? Ce trebuie să fac eu ca să dau piedicile astea la o parte și să fac fapte mari pentru Dumnezeu? Și nu uitați cuvintele Domnului Iisus. El a spus că cei care cred în El vor face lucrări mai mari încă decât cele pe care le-a făcut Domnul nostru Iisus Hristos. Și așa vrea El. Și mai zice la aici, cereți lucrările astea și eu vi le voi da. Poate s-ar întâmpla să nu știi. Uite mâine, asta să-ți fie subiectul de rugăciune mâine. Nu știu, Doamne, care sunt faptele astea. Arată-mi, Doamne, care sunt faptele astea. Dă-mi curaj. Ajută-mă să dau la o parte orice piedică. Ajută-mă să fac fapte mari pentru tine, fapte vrednice de tine, să nu-mi trăiesc viața așa mediocru, ca ăștia din tabără care timp de 40 de zile ieșeau, veneau și se aliniau și înapoi. Timp de 40 de zile se aliniau în linie de bătaie și înapoi. Se aliniau înapoi. Numai vorbă. Vorbă, aliniere și înapoi și disperare. La unii toată viața-i. Vin până pe câmpul de bătaie, se aliniază înapoi. Vin pe câmpul de bătaie, se aliniază și înapoi. David a venit o singură dată, într-o singură zi, o singură dată a venit și a făcut o faptă măreață. Și toată viața și-a trăit-o la foarte mare înălțime, așa? Ori de câte ori a fost în viață, a acționat, a făcut multe fapte mărețe pentru Dumnezeu mai departe, așa? Dumnezeu l-a folosit cu mare putere. Iată un om după inima lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu pe noi. Haideți să ne ridicăm.